Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video v-am pregătit o etalare interactivă, foarte interesantă, de sezon, prin care vreau să vă ajut să găsiți cadoul perfect pentru o persoană dragă, pentru prieteni, colegi, rude, pentru oricine trebuie să cumpărați cadouri în această perioadă a sărbătorilor de iarnă. Dacă nu mai aveți inspirație, nu mai știți ce să cumpărați, acesta este cu siguranță videoul pentru voi. Hai să începem! Aceasta va fi o etalare interactivă, prin urmare va trebui să alegeți dintre cele 6 opțiuni de pe masă acel set sau acel simbol care vă atrage din punct de vedere vizual cel mai mult. Da? Va trebui să faceți o alegere intuitivă și aici intervine participarea voastră în această etalare de tarot, da? Prin faptul că vă urmați intuiția și alegeți setul de cărți, care fie prin coloristica cărților sau prin aceste simboluri de sezon care sunt puse pe fiecare set în parte, vă atrage cel mai mult. Puteți alegeți un singur set, da, dacă vă gândiți doar la o persoană, sau puteți să asignați câte o persoană diferită pentru fiecare etalare în parte. Da, ele vor fi numărul 1, 2, 3, 4, 5 și 6. Dacă nu știți cum să alegeți setul de cărți care se potrivește cel mai bine pentru întrebarea voastră, pentru nevoia voastră, la acest moment, o să facem aici o pauză de câteva secunde, o să dau zoom in pe imagine, da, ca să vedeți mult mai bine aceste cărți care le-am pregătit pentru voi. O să vă rog să închideți ochii, să vă gândiți foarte atent la persoana pentru care doriți să cumpărați acest cadou de Crăciun, să vă imaginați cu ochiul minții voastre în cât mai multe detalii posibile. Când o să număr până la 3, o să vă rog să deschideți ochii și acea grupare de cărți care va atrage privirea cel mai tare, aceea va fi gruparea pentru care trebuie să urmăriți etalarea. Hai să începem numărătoarea inversă. 3, 2, 1, deschideți ochii. Bun, dacă încă nu ați putut să alegeți sau vreți să repetați acest proces și pentru încă alte 5 persoane, da, pentru care vreți să cumpărați cadouri, puteți să puneți aici pe pauză video și să repetați acest proces de câte ori este necesar pentru voi. Pentru restul, o să începem acum cu etalarea numărul 1. O să încerc să vă dau cât mai multe opțiuni pentru toate bugetele, de la cât mai low cost, cât mai economic posibil, până la cadouri extravagante, să le spunem așa, pentru toate categoriile pe care mi le pot imagina la acest moment. Dar atenție că este totuși o etalare generală și aici intervine foarte mult intuiția voastră, da, cât de bine puteți să alegeți intuitiv setul de cărți care se potrivește pentru persoana la care v-ați gândit voi. Pentru cei care ați ales deja, o să începem cu etalarea numărul 1. Bun, pentru cei care ați ales aceste inimioare, hai să începem etalarea. Ce cadouri de Crăciun se potrivesc pentru persoana la care v-ați gândit voi? Hai să vedem. Interesant. Ok. Bun. Cărțile care au ieșit la gruparea numărul 1 sunt 8-ul de cupe, regina de monede, 5-ul de cupe. Aceste cărți ne arată că voi v-ați gândit probabil la o persoană care se dedică trup și suflet oamenilor din jurul său, familiei, prietenilor, chiar și la locul de muncă se dedică trup și suflet activității pe care trebuie să o depună. Dar această persoană cam riscă să își uite propriul interes. Uită să aibă grijă de el sau ea însăși, da? Se pune tot timpul pe ultimul loc și tot timpul are grijă ca nevoile oamenilor din jurul său să fie îndeplinite și nevoile sale rămân undeva pe
pe ultimul loc. E posibil să fie o persoană care nu își vede propria valoare sau care are o stimă de sine mai scăzută. Poate fi femeie sau bărbat, avem atât cărți feminine cât și cărți masculine în această etalare. Iar ca și cadouri pentru această persoană, aici văd o opțiune de lucruri făcute manual, da? Lucruri handmade, făcute în casă, pentru că avem aici împărăteasa și cinciul de monede, da? Ambele sunt cărți de monede, adică această persoană poate foarte simplu să fie mulțumită cu un cadou simplu, nu ceva foarte complicat, foarte extravagant. Puteți să-i arătați acestei persoane exact cât este de importantă pentru voi și cu lucruri mărunte. Pentru că avem aici împărăteasa, o carte care este foarte strâns legată de natură și de lumea naturală. Tind să zic că acestei persoane i-ar plăcea foarte mult produse naturiste, poate o cremă de față mai naturală, da, cu ingrediente naturale sau chiar și parfumuri naturale. Ar aprecia chiar și dulciuri, prăjituri, da, lucruri făcute în casă, lucruri făcute handmade. Da, asta ca și opțiune low budget pentru cei care aveți un buget mai limitat. Orice lucru care este făcut de voi, în care v-ați implicat timpul, dedicarea, în care să demonstreze că v-ați gândit la această persoană și în timp ce făceați acest cadou, da, ce îl preparați, îl pregăteați, va fi foarte bine primit de această persoană. La polul opus, pentru cei care aveți fonduri suficiente, da, pentru care banii nu sunt o problemă, această persoană ar aprecia lucruri foarte, foarte scumpe, da, pentru că, uite, aici avem trei cărți de monede, regina de monede, regele de monede și asul de monede. Dacă vă permiteți, din punct de vedere financiar, să faceți o investiție majoră, această persoană cu siguranță va aprecia lucrurile fine, de calitate, de firmă, mai ales dacă obiectul pe care îl dăruiți acestei persoane acum poate fi văzut ca o investiție de viitor, dar nu este un lucru care se depreciază, care să-și piardă valoarea în timp. Adică chiar dacă vorbim de lucruri scumpe, nu mă refer neapărat la tehnologie, da, laptop, telefon, mașină, da, pentru că toate aceste lucruri, din momentul în care le-ai cumpărat și ai început să le folosești, deja își pierd din valoare și în fiecare zi ele își vor pierde tot mai mult din valoare, nu. Aici vorbim despre lucruri tangibile, da, dacă e vorba de soțul sau soția voastră, puteți să îi dați cadou o casă de vacanță, dacă vă permiteți acest lucru, sau un teren, un apartament, bijuterii, da, lucruri care își păstrează valoarea, ba chiar pot să crească în valoare de-a lungul timpului. Inclusiv opere de artă, cărți rare, da, lucruri rare, lucruri prețioase și mai ales metale prețioase, în special aur, dar și argint, platină, diamante, da, orice vine din pământ, orice indică stabilitate, bogăție și abundență. Bun, dacă niciuna dintre primele două variante nu se potrivește pentru voi, a treia variantă aici de cadou, mai ales pentru cei care sunteți într-un cuplu, da, într-o relație stabilă, nevoia sufletului acestei persoane este de stabilitate, de oficializare a relației. Da? Pentru că aici acest 10 de cupe semnifică oficializarea relației împreună cu familia, cu prietenii, da? Să treceți la următorul nivel, adică dă-i inelul. Cere-o de nevastă în acest sezon de sărbători și o să îi îndeplinești toate dorințele sufletului, da? O să-ți scoți partenera din starea asta de 4 de cupe și 5 de cupe în starea asta de lună, de împlinire, de realizarea tuturor dorințelor. Bun, ca și zodii pentru această etalare, avem aici zodia Pești și celelalte zodii de apă, dar în mai mică pondere, Scorpionii și Racii, cu mai mică influență. Toate zodiile de pământ, Taurii, Fecioarele și Capricornii. Și aici planeta Venus, da, cu împărăteasa, de aceea mai ales Taurii și Peștii sunt cei mai pregnant vizibili în această etalare. O etalare echilibrată, cu opțiuni de la cele mai ieftine la cele mai scumpe,
Aveți de unde alege pentru cei care ați ales varianta numărul 1. Vă doresc sărbători fericite. Lăsați-mi în comentarii dacă persoana la care i-ați cumpărat acest cadou s-a bucurat de el, cum a reacționat și hai să trecem mai departe. La grupul numărul 2, pentru cei care ați ales acest fulg de nea roșu, dacă am lipit de cărți, hai să vedem care ar fi cadoul ideal de Crăciun pentru persoana la care v-ați gândit voi. Avem aici rege de bâte, 10 de bâte, împăratul. Wow, o persoană foarte focoasă, cu foarte mult foc în harta natală. Poate să fie un berbec, dar și un leu sau un săgetător în mai mică măsură. În orice caz, aici pare să fie o persoană care ține foarte mult la respectarea regulilor, la justiție, la muncă, la efort depus, constant, susținut. Avem aici o persoană foarte muncitoare. Hai să vedem, 4 de monede, steaua, temperanța, 2-ul de monede și carul. Bun, au apărut pe masă și vărsătorul, săgetătorul și racul. Foarte interesant. Hai să scoatem și clarificările, regina de monede, cavalerul de cupe, 4 de monede, 2-ul de cupe. Ok. Foarte multă energie de foc și energie lichidă aici, da? Vedeți câte bâte avem aici. Două dintre zodiile de foc au fost deja etalate, da? Berbecul și săgetătorul. Leul apare implicit pentru că este la pol opus față de steaua, da? Față de zodia vărsătorului. Toate aceste cupe aici care se varsă și se revarsă. Chiar și aceste două cupe de aici, da, și acest car care merge deasupra valurilor, mi-arată că un cadou foarte simplu de buget, să zicem așa, pentru un buget mai limitat, ar fi orice lucru care este lichid. Alcool, o sticlă de vin, o sticlă de whisky, parfumuri, da, pentru că și acestea sunt lichide, mai ales dacă vin într-o sticlă mai neobișnuită, mai ieșită din comun, pentru că aici vărsătorul, da, este zodia care ne arată toate lucrurile neobișnuite. Aceste lucruri ar fi foarte apreciate de această persoană, dar ar fi un cadou care chiar să îi placă persoanei la care v-ați gândit. Dacă v-ați gândit la un coleg de serviciu sau la un prieten, o cunoștință care a muncit foarte mult în ultima perioadă, atunci această persoană ar aprecia de asemenea și un cadou care să-i ofere o experiență. Da? La ce mă refer aici? Puteți să-i oferiți un curs, să participe la un curs care, nu știu, e legat de o temă filozofică, religioasă, dar ar fi o experiență care i-ar aduce mai multe cunoștințe pe o temă de care această persoană este deja interesată. Da? Aici mare atenție, dacă vreți să-i oferiți ceva mai special, cum e un curs sau o carte sau lucruri din acestea legate de înțelepciune, de cunoștințe, de intelect, să vă asigurați că e pe un domeniu de care această persoană este deja interesată. Iar dacă ne referim aici la partenerul, partenera de viață, da, pentru că a apărut și acest 2 de cupe, care este cartea de suflet pereche, atunci această persoană ar aprecia foarte mult o vacanță exotică, da? Ceva la polul opus față de tot ce s-a întâmplat anul acesta în 2020, ceva la polul opus de lockdown, de statul în casă și de petrecutul vacanțelor renovându-ne apartamentul, da? O vacanță undeva la malul mării sau aproape de o apă curgătoare, planificată undeva pentru luna iulie-august a anului viitor, da? Ceva la care această persoană să se poată gândi de acum până atunci că, wow, de-abia aștept această experiență. O etalare foarte interesantă, iarăși destul de echilibrată în opțiuni, de la opțiuni low cost până la opțiuni foarte scumpe. Luați din ea ce se potrivește pentru voi, lăsați-mi în comentarii cum a apreciat persoana voastră dragă cadoul pe care l-ați făcut și hai să trecem mai departe.
Cei care ați ales gruparea numărul 3, această carte cu renul, hai să vedem ce cadou se potrivește pentru persoana la care v-ați gândit voi. Avem aici 4 de cupe, 7 de cupe, 6 de bâte, pajul de cupe, forța, 8-ul de cupe, 5-ul de cupe, uite că s-a și răsturnat globul ăsta, și 8-ul de monede. Ok. Rândul ăsta de jos îmi arată că persoana la care v-ați gândit voi e posibil să fie o persoană foarte boemă, care aparent pare ruptă de realitate, pare că trăiește izolată undeva în lumea viselor, în lumea gândurilor, dar cu toate acestea lucrurile tot timpul par să îi iasă bine, pare să fie peste tot înconjurată de noroc această persoană. Dar cred că dacă analizați mai atent persoana la care v-ați gândit, o să vă dați seama că această ruptură de realitate este doar aparentă, pentru că în esență este o persoană care muncește foarte mult la a-și îndeplini visele sale, doar că visele sale sunt atât de avangardiste, ideile și conceptele cu care lucrează această persoană sunt atât de ieșite din comun, încât noi, muritorii de rând, cu greu putem să înțelegem ce se întâmplă în mintea acestei persoane vizionare și vedem doar că mult timp e ruptă de realitate și hopa, la final vine succesul. Dar succesul acesta nu este întâmplător, vine în urma unei munci asidue depuse în spate și vine pentru că această persoană își urmează instinctele. Hai să vedem și cărțile de clarificare. Regina de bâte, cavalerul de monede, asul de cupe foarte frumos și pajul de bâte. Bun. Ok, interesant. Aici văd ca o primă opțiune de cadou pentru această persoană un cadou foarte simplu, așa mai ieftin, mai de buget, ceva care să facă această persoană să râdă, da? Ceva cadou amuzant. Ceva ce nu e foarte serios, dar îți aduce un zâmbet pe buze. De exemplu, cum sunt acele cărți pe care titlul scrie tot ce știu bărbații despre femei și când deschizi cartea, de fapt, în interior sunt doar pagini goale, pentru că e o agendă, da? Sau o cană amuzantă, un tricou amuzant. Ceva lucru micuț, dar amuzant, care aduce un zâmbet, un surâs pe fața acestei persoane. Poate să fie chiar ceva mai pueril, comic, drăguț, dar nu vă gândiți la lucruri foarte serioase. Pentru că atât energia de forță aici, da, de zodia leului, cât și energia din spatele acestei cărți, a pajului de cupe, este una foarte copilărească, foarte creativă și această persoană cu siguranță va aprecia genul acesta de gest. Bun, dacă ne uităm aici în zona de mijloc, unde avem cavalerul de monede, asul de cupă și 8-ul de cupe, tind să spun că un upgrade ar fi necesar, da? Pentru că 8-ul de cupe este o carte care ne arată că această persoană pleacă dintr-o situație fericită pentru a găsi o situație mai fericită, da? E fix energia de upgrade. Așa că dacă căutați un cadou puțin mai serios și aveți la dispoziție un buget mai consistent, puteți să îi cumpărați următoarea variantă de iPhone sau o tabletă nouă, un laptop nou, da? Ceva legat de tehnologie, o variantă mai bună a unui lucru pe care această persoană deja îl deține, pe care deja îl folosește și de care este deja mulțumită. Pentru că avem aici 7-le de cupe, poate să fie inclusiv o opțiune de stocare în cloud, da, gen să-i cumpărați un an de zile de stocare la Google Drive sau la Microsoft, sau puteți să-i cumpărați un abonament la Netflix pe o anumită perioadă de timp, da? Ceva legat de tehnologie și un upgrade de la situația actuală. Toate aceste lucruri ar aduce împlinire, fericire și stabilitate acestei persoane. Bun,
Iar ultima opțiune care o văd aici de cadou pentru persoana la care v-ați gândit, mai ales dacă e vorba de o persoană mai tânără, de un copil sau de cineva doar pur și simplu mai tânăr decât voi, ar fi să vă gândiți la un talent nativ pe care îl are această persoană și să-i cumpărați ceva în această direcție. De exemplu, dacă îi place arta, cumpărați-i un set de pictură. Dacă nu se descurcă foarte bine la desenat, puteți să-i cumpărați seturile acelea de pictură în care pictez după numere. Dacă îi place muzica, cumpărați-i o chitară sau un flaut sau orice instrument muzical, da? Un lucru care să îi permite acestei persoane să își dezvolte un talent nativ și să se îndepărteze de acest 5 de cupe, să nu se mai focuseze pe cele 3 cupe care au fost răsturnate, să-și întoarcă atenția către cele 2 cupe pe care le mai are încă în picioare și să lucreze la acestea, da? Să-și depună tot efortul pe aceste activități, pentru că la final va ieși învingător, învingătoare din această situație, da? Va ieși cu un talent în plus, cu o abilitate în plus, cu mai multă împlinire creativă, emoțională și e posibil ca în timp chiar și financiară. Iarăși o etalare interesantă, destul de echilibrată, cu opțiuni pentru toate bugetele. Lăsați-mi în comentarii ce părere a avut persoana la care i-ați cumpărat acest cadou de surpriza primită. Vă mulțumesc pentru atenție și acum hai să trecem la următoarea etalare. Pentru cei care ați ales grupul numărul 4 și acest brăduț, hai să vedem ce posibile cadouri au ieșit pentru persoana la care v-ați gândit voi. Avem pajul de cupe, 8-ul de cupe, 8-ul de monede, ok. Aici fie e o persoană mai tânără decât voi, sau poate să fie o persoană cu care ați început o relație de dragoste sau sunteți pe picior de a începe o relație. Poate fi de asemenea o persoană la care îi place foarte mult să călătorească sau care apreciază sporturile de viteză sau sporturile extreme. Hai să vedem regina de cupe, cartea capricornului, diavolul, turnul, 5-ul de monede și cartea scorpionului, moartea. Ok, interesant. Hai să vedem clarificările. Încă o dată capricornul, ok. 7-le de cupe, încă o dată moartea și 5-ul de cupe. Bun. A apărut de 2 ori cartea care reprezintă scorpionul și de 2 ori cartea care reprezintă capricornul. Prin urmare, e posibil să aveți de face cu un capricorn sau cu un scorpion. Ok, hai să ne uităm aici la prima opțiune. Dacă e vorba de o persoană cu care sunteți într-o relație de dragoste sau cu care plănuiți să începeți o relație amoroasă, o relație sentimentală, opțiunile de cadou, aici avem capricornul de 2 ori. Hai să ne gândim puțin la ce înseamnă cartea capricornului, da? Ce reprezintă în tarot. Foarte simplu, reprezintă tentațiile. Și aici regina de cupe îmi arată că cel mai frumos cadou care îl puteți oferi acestui paj de cupe, da, acestei noi persoane cu care plănuiți să porniți o relație sau care ați început deja o relație, sunteți voi. Cu cât mai puține haine pe voi, cu atât mai bine. Cât mai mult timp petrecut doar voi doi împreună, detașați de lume. Și în rest, dați-vă frâul liber imaginației. Cred că știți exact la ce mă refer aici. Ce pot să vă mai spun? Această persoană își dorește să petreacă timp cu voi, să duceți relația poate la următorul nivel, la următorul nivel de intimitate, da, la asta mă refer. Iar dacă sunteți dispus sau dispusă să faceți acest pas, vă spun, e cadoul ideal pentru această persoană. Bineînțeles, aveți grijă că să vă protejați, aveți grijă să nu faceți lucruri pe care nu vi le doriți, dar în rest dați frâul liber imaginației pe direcția asta. Da, și asigurați-vă că acest cadou o să-l împachetați
într-o lenjerie cât mai sumară, cât mai ușor de dat jos, pentru că persoana asta nu prea mai vrea să stea la discuții, vrea să treacă la fapte. Bun, hai să vedem pentru restul, pentru cei care nu căutați un cadou pentru partener, partenera voastră, sau nu vreți să-i dați acest cadou acum de Crăciun, să vedem ce alte opțiuni aveți. Păi, dacă aceasta este o persoană la care îi place foarte mult să călătorească, văd că în acest an 2020 a suferit foarte mult din cauza lockdown-ului, din cauza faptului că nu a putut să călătorească, nu a putut să facă toate activitățile care îi aduc plăcere. Și cel mai bun cadou pentru această persoană ar fi să îi aduceți aminte că turnul o să vină, adică situația asta o să se schimbe la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, cred că mai devreme decât mai târziu, o să trecem printr-o transformare și o să putem să ieșim din acest turn, dar nu o să mai fim închiși în casă. Prin urmare, luați-i un cadou care să îi deschidă imaginația și să facă această persoană să se gândească din nou la acele activități care îi fac plăcere. Poate să fie un ghid turistic, un set de genți de voiaj, de ce nu, da, dacă îi place să călătorească, lucruri care să îi permită acestei persoane să înceapă să-și facă planuri pentru a doua jumătate a anului 2021, când deja lucrurile aici par să se schimbe și o să putem să începem să călătorim și să revenim cât de cât la activitățile normale pe perioada verii. Bun, dacă această persoană la care v-ați gândit este pasionată de sporturi extreme sau iarăși a suferit în decursul acestui an pentru că nu a putut să aibă suficientă activitate fizică cum i-ar fi plăcut să aibă, da? Pentru că aici vedem 5 de cupe și 5 de monede, de persoană care este foarte tristă, care suferă pentru că lucrurile nu au ieșit așa cum și-ar fi dorit, dar este foarte simplu să-i schimbi perspectiva acestei persoane prin această carte, moartea, da? Printr-o schimbare, printr-o transformare de perspectivă. Trebuie doar să ajuți această persoană să se uite în altă direcție și să-și dea seama că lucrurile nu sunt chiar atât de nasoale cum par, pentru că optul de bâte ne arată că o să înceapă să se miște într-o nouă direcție. Dacă îi plac sporturile extreme, poți să găsești un perete de cățărat, de exemplu, la care să mergeți și să faceți sport acolo, să faceți activitate fizică acolo, mai ales pentru că există pereți din ăștia de cățărat, de escaladat, care nu sunt la interior, da? Sunt la exterior și atunci e posibil ca acest gen de sporturi să fie încă posibil. O altă variantă ar fi să îi găsești un antrenor de parkour, de exemplu, da, care poate să arate câteva scheme, câteva mișcări, iarăși o activitate care se face în aer liber, pe orice vreme, nu contează că afară plouă, că ninge, poate să facă activitatea aceasta. Foarte interesant, ce să zic, opțiuni multiple și foarte felurite pentru gruparea numărul 4. Lăsați-mi în comentarii, bineînțeles, dacă se poate spune în comentarii ce cadou ați ales să-i cumpărați persoanei la care v-ați gândit și ce reacție a avut cadoul vostru. Bun, și acum hai să trecem mai departe. Hai să vedem pentru cei care ați ales gruparea numărul 5, da, aceste cărți mov cu steluța albă și verde deasupra. Hai să vedem ce cadou ar fi indicat să luați voi pentru persoana la care v-ați gândit. Avem aici soarele, cartea care reprezintă leul, îndrăgostiții, cartea care reprezintă gemenii și carul, wow, cartea care reprezintă racul. E prima etalare în care ies 3 arcane majore din prima. 3 zodii sunt deja aici pe masă, leul, gemenii și racii. Interesant, hai să vedem mai departe. 8-ul de săbi, 5-ul de bâte, 3-ul de monede, regina de bâte și valetul de spade. Ok, și ca și clarificare, 9 de bâte, 5 de bâte, roata norocului și îndrăgostiții, gemenii au apărut încă o dată aici pe masă. Bun, aici pentru că au apărut din prima 3 arcane majore, tind să interpretez această etalare ca 3 persoane diferite.
Vedeți voi la care dintre ele vă regăsiți. Fie e vorba de un leu, un geamăn, un rac, sau e vorba de un copil, da? Pentru că această carte reprezintă și copilăria, inocența copilăriei, o persoană care sunteți într-o relație de dragoste, sau poate să fie o persoană aflată la distanță față de voi. Hai să vedem. Dacă e vorba de un copil sau o persoană mai tânără, e posibil ca aici cineva să sufere de bullying, da? Fie copiii de la școală sau oamenii din jurul său îi cam terorizează pe acest om sau pur și simplu are niște complexe de care e foarte conștient sau conștient această persoană și are tendința să pună așa anumite ziduri protectoare în jurul său. O altă opțiune e ca persoana la care v-ați gândit să fie cineva de la locul de muncă, cineva din echipa voastră în care lucrați, sau, bineînțeles, opțiunea care este cea mai posibilă, da, să fie partenerul, partenera voastră de viață, pentru că aici vedem îndrăgostiți au ieșit de două ori. Bun. Hai să o luăm așa în general. Pentru oricine v-ați gândit, dacă e o persoană mai tânără ca voi, dacă e un coleg de la locul de muncă, cineva care e la distanță față de voi, un cadou care ar fi apreciat de această persoană ar fi cărțile de dezvoltare personală, obiecte pentru birou, agende, da, lucruri din acestea drăguțe care pot fi folosite în viața de zi cu zi ca să ușureze viața acestor persoane, să le facă viața mai bună, să-i ajute să crească atât în plan personal cât și în plan profesional. Bun, și acum hai să trecem la varianta care am zis că e cea mai posibilă, cea mai pregnantă, dar dacă e vorba de partenerul, partenera voastră de viață, ce își dorește de Crăciun e foarte clar. Uitați, l-aveți aici, vedeți inelul? Își dorește inelul de logodnă. Nu există discuții, asta și-ar dori partenera voastră. Dar nu e suficient doar să-i dați inelul. Își dorește o cerere în căsătorie foarte specială, dar își dorește toată experiența aceasta a cererii în căsătorie să fie una specială, una memorabilă. Așa că, dragi băieți, bărbați, dacă aveți de gând să o cereți de nevastă de Crăciun, asigurați-vă că și organizați ceva deosebit, că plănuiți ceva special pentru acest eveniment. Asigurați-vă că faceți acest eveniment memorabil. Și dacă îi dați această experiență memorabilă, această amintire pentru totdeauna, regina voastră de bâte vă va fi foarte recunoscătoare, va fi foarte fericită. Talare interesantă, lăsați-mi în comentarii ce părere are persoana la care i-ați luat un cadou și hai să trecem mai departe. Pentru cei care ați ales gruparea numărul 6, aceste cărți frumoase cu acest simbol de îngeraș roșu, hai să vedem care ar fi cadoul ideal pe care puteți să-l luați voi la persoana la care v-ați gândit. Lumea, wow, s-ar putea să fie vorba de o persoană aflată în străinătate, valet de monede sau o persoană care muncește foarte mult, optul de bâte sau o persoană care comunicați online. Hai să vedem, 2-ul de bâte, 3-ul de cupe, 3-ul de bâte, regina de cupe, cavalerul de săbii, 10 de cupe, asul de bâte, 5-ul de săbii și 8-ul de săbii. Ok, bun. Da, deci, după cum spuneam, aici iarăși văd 3 categorii de persoane care își doresc 3 lucruri diferite. Acum vedeți voi la care categorie se încadrează persoana la care v-ați gândit. Dacă e vorba de o persoană din străinătate, pentru că aici avem și lumea și 2-ul de bâte, ambele sunt cărți de străinătate, da, de legături cu țări străine. Fie că e plecată deja persoana asta în străinătate sau se gândește să plece în străinătate. Ce și-ar dori să primească de Crăciun este ceva ce să-i aducă aminte de casă, pentru că aici 10-le de cupe reprezintă familia, casa, rădăcinile noastre.
și dacă e posibil, dacă sunteți în aceeași localitate, timp petrecut împreună cu prietenii, cu cei dragi. Da, și-ar dori să aibă așa o ultimă petrecere înainte să plece, sau dacă e o persoană care e plecată deja în străinătate și nu se poate întoarce acasă de sărbători, atunci puteți să-i faceți o surpriză foarte plăcută dacă îi pregătiți un pachet cu toate acele lucruri care îi aduc aminte de acasă. Da? Cu acele lucruri care ar fi în mod tradițional pe masa de sărbători în casa lor natală. Bun, hai să vedem a doua categorie. Aici avem valetul de monede și treiul de bâte. Ambele sunt cărți care ne arată că această persoană lucrează foarte intens pentru a-și îndeplini țelurile, pentru a-și îndeplini scopurile. Și nu lucrează oricum sau pentru oricine, ci lucrează pentru un proiect creativ. E posibil să fie un antreprenor, să fie vorba de o persoană care și-a deschis propria firmă, propria afacere și care a depus anul acesta foarte mult efort în această direcție. Această persoană ar aprecia foarte mult să îi faceți un cadou care să îl ajute sau să o ajute în business-ul, în afacerea care a pornit-o. Dacă e vorba de un student sau un elev, ar aprecia foarte mult să-i cumpărați anumite cărți de specialitate sau anumite unelte care să-i ajute în studiile lor, da? În perfecționarea lor, în drumul acesta pe care au pornit-o. Mai ales dacă e vorba de studenți care au de-a face cu ceva domenii creative, aici puteți să le cumpărați o gamă largă de produse, da? Pentru că, gândiți-vă, toate ustensilele pentru artiști, pentru arhitecți, chiar și pentru muzicieni, dar tot ce trebuie să-și cumpere, toate consumabilele care trebuie să-și le cumpere, costă foarte mult și cu siguranță ar aprecia așa ceva, mai ales dacă e vorba de artiști grafici, arhitecți, da, puteți să le cumpărați o gamă largă de produse. Dacă nu știți exact la ce să vă gândiți, puteți să-mi lăsați în comentarii și pot să vă dau câteva sugestii de marcere, ustensile care ar fi apreciate de genul acesta de persoane care au activități mai creative. Bun, și a treia categorie. Aici văd o comunicare online cu o persoană pe care nu ați văzut-o fizic, dar comunicați foarte mult cu această persoană. E posibil să fie o nouă relație care ați început-o așa la distanță, online. Cred că dorința voastră ar fi să vă întâlniți fizic de sărbători, dar recomandarea ar fi nu. De ce? Pentru că uitați aici, atât cavalerul de săbii, cât și optul de bâte sunt cărți de mișcare. Dar uitați-vă în ce direcții se mișcă. Se mișcă în direcții diferite. În urmare, nu cred că este momentul acum să vă întâlniți fizic. Mai lăsați să treacă un timp, mai așteptați, cunoașteți-vă mai bine și lăsați să treacă puțin timpul, să ajungem pe la mijlocul lui 2021 și atunci lucrurile, energiile să fie mai degajate și o să fie momentul întâlnirii. Dacă vă gândiți acum la cadouri, e clar, o să fie cadouri care pot fi trimise prin curierat sau pot fi comandate să fie livrate direct la persoana la care vă gândiți. Avem aici regina de cupe, dar ar fi indicat pentru bărbați lichide, da? Din nou, opțiunea clasică de o sticlă de vin, o sticlă de whisky sau poate chiar și un parfum fin. Pentru doamne, parfumuri, creme, lucruri care se folosesc în procesul de înfrumusețare la femei, da? Chiar și machiaje. Ar aprecia toate aceste lucruri. Bun, încă o etalare interesantă am avut. Lăsați-mi în comentarii ce cadou ați ales să cumpărați pentru persoana la care v-ați gândit și ce reacție a primit cadoul vostru. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem în următorul video. Pa, pa!